mi spune lui Antonio că vor fi două zile incendiare de foc, așa. Și Antonio, păi, de ce și-ai ce mai făcut? Și el spune: Eu n-am făcut nimic. Și camera s-a mutat, începe să povestească. La un moment dat iese Andrei din baie, îl urmărea camera și era în. Cadrul Danii, care îi povestea deja lui Antonio, îi povestiseră ce s-a întâmplat, apare și Vlad și zice lui Vlad, Vlazitul cu Irina și Vlad, da, cu anemune și Antonio spune, a, tu te faci că nu știi, nu? E clar că subiectul principal a fost Antonio și Maria, probabil Maria, de fapt. Și cam asta e. O să vedem. Ciudat este că. Nu i-a spus și Mariei când au mâncat la masă, la prânz, în acel KFC, știți că au vorbit despre niște subiecte, a fost ciudat că nu i-a spus și ei. Eu sper din suflet să nu pună la suflet și să nici nu le bage în seamă. Am văzut că lui Antonii se părea amuzant, poate este vorba despre el, poate o fi recunoscut Irina că îl place, nu-mi dau seama, dar cu siguranță o să vedem clar cele două nu s-au certat, pentru că l ați văzut astăzi toată ziua. Au vorbit, au stat împreună, s-au jucat, deci nu, nu, poate fi vorba despre discuții între fete. Au vorbit despre altcineva și cumva îl punea în temă pe Antonia. Senzațional!